O puteți vedea diseară în Cabaretul Cuvintelor, într-o revoltă a cuvintelor, apoi în Natasha, în Regina Margaret, apoi într-un spectacol făcut de una singură, înaintea Gustării de dimineață, un spectacol făcut în teatru de apartament și cei doritori sunt, îi rog acum să mă contacteze telefonic pentru a putea organiza deplasarea la acel apartament. Apoi va fi Cristin.